A încetat din viață Narcisa Negoițoiu, asistent medical din cadrul dispensarului școlar de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu hd -ul. Femeia se internase pe 25 noiembrie fiind tratată de coronavirus. Suferea de astm și hipertensiune arterială, afecțiuni care ar fi condus la agravarea stării de sănătate. Ieri, după o luptă crâncenă cu boala, Narcisa Negoițoiu s-a stins pe secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Buzău. Deși să tratamentul pentru infecția cu temutul virus, se pare că ultimul test i-ar fi ieșit negativ. Narcisa Negoițoiu lucrase ani bun la Spitalul Județean de Urgență Buzău pe secția medicală. Colegii, profesorii și elevii Colegiului Național Bogdan Petricei cu HD, unde și-a dedicat experiența profesională în ultimii ani și generații întregi de absolvenți ai Școlii postliceale Sanitare, cărora le-a insuflat dragostea de oameni și de profesie, nu-și pot imagina că nu-i mai pot cere un sfat nu mai pot asculta vocea caldă, că nu mai au cui cere ajutor într-un moment dificil al parcursului lor profesional. Dumnezeu să o odihnească în pace.